Gata cu plasticul de unică folosință. Nu mai sunt permise pe piață farfurii, pahare și tacâmuri produse din acest material. Începând de mâine, vor intra oficial în vigoare noile reguli privind Revoluția Verde dorită de Uniunea Europeană. Începând cu vineri 14 ianuarie, în Uniunea Europeană intră oficial în vigoare legea care interzice utilizarea plasticului de unică folosință, nebiodegradabil și necompostabil. Da, zicea că de mult să renunță. Da, dar acum practic vrea să-i forțeze. Cine nu o să renunțe va avea amenzi peste 2000 de euro. Foarte bine face. Foarte bine face treaba asta. Da, că plasticul e dăunător. Hai. Că zicea că le face, ia uite cum, vezi că nu e de plastic, ia uite de ce. E de material. Noi suntem atâta de săraci și vrea să ne bage și, cum să vă zic, o veselă de plastic. Dar întâi să rezolvăm treburile care le avem de rezolvat. Că s-au scumpit foarte mult. România și alte țări din Uniunea Europeană implementează astfel directiva SUP antiplastic sau plasticul de unică folosință, al cărei scop este să pună capăt poluării cauzate de plastic, în special în râuri, lacuri, mări și oceane. Amenzile pentru nerespectarea legilor sunt foarte mari. Și asta e o soluție foarte bună. Dar credeți că vor respecta comercianții? Păi cred că acceptă, dau un control, ce să facă. Care nu respectă, vor lua amenzi peste 2500 de euro. E bine. Păi numai așa se poate lua o măsură mai așa. Că toată lumea le e frică de amenzi, nu de altceva. Dispoziția de reglementare prevede aplicarea unei sancțiuni administrative pecuniare de la 2500 de euro la 25.000 de euro pentru introducerea pe piață sau punerea la dispoziție a produselor cu încălcarea prevederilor articolului 5.